Cafea și afaceri de weekend, bineînțeles. Prieteni, mă uitam prin articolele din timpul săptămânii, de când facem news-ul, și am dat de o știre care mi s-a părut interesantă, pentru că este o lecție de business despre care putem discuta astăzi. Și anume, o companie pornită de o tipă care făcea mobilă. Mobilă de casă, mobilă sau recondiționa mobilă veche, deci pe partea asta de mobilă. Și tot business-ul ei, de la începutul pandemiei, s-a bazat pe Instagram. Adică, și-a creat un cont de Instagram, aparent a prins foarte bine, business-ul a început să crească datorită Instagramului și aceasta a început să aibă vânzări. Și a zis, băi, ce bine merge treaba asta cu business-ul, nu este chiar atât de grea. Și apoi ce să vezi, Instagramul a făcut o schimbare în algoritm și nu mai face vânzări. Business-ul ei s-a dus aproape complet în cap și vânzările au scăzut semnificativ undeva la 50-70% din cauza schimbărilor în algoritmul Instagram. Și aici vine o lecție foarte, foarte importantă. Niciodată să nu-ți bazezi business-ul pe o rețea socială. Este o greșeală pe care o fac foarte mulți și este un lucru pe care l-am învățat destul de devreme. Cineva a spus și parcă niciodată nu rezonam până nu am înțeles exact conceptul ăsta, fiind la început, vorbim de acum vreo 8 ani, poate 9 ani, și tot auzeam, băi, este bine să ai un centru al tău, un lucru al tău, site-ul tău, unde oamenii să se învârtă, să ai o chestie în jurul site-ului, să nu te bazezi doar pe o platformă. Și mi s-a părut tot timpul, inițial, mi s-a părut greșit conceptul, pentru că ziceam, de ce să-mi pun atâta energie să construiesc un site și să-l fac popular, când pur și simplu pot să pun energie într-un Instagram și să fac Instagramul popular. Dar vedeți ce se întâmplă pe Instagram sau pe orice altă platformă, pentru că platformele își schimbă algoritmul constant. Și vă spun pentru că eu am trecut de-a lungul timpului prin foarte multe platforme, prin foarte multe schimbări de algoritm. Adică, ca să vă dau un exemplu, în momentul în care am început eu business-ul, aveam un cont de Facebook pe care l-am crescut destul de rapid pe chestii cu sala, cu tutoriale, cu meme-uri de sală și așa mai departe, și a făcuse 100.000 de like-uri. Dar, să zicem, perioada în care mă ocupam intens de el era pe la vreo 70.000 de like-uri. În momentul acela aveam un reach de... Deci la postări făceam 10.000 de like-uri, făceam un reach enorm, aveam pe săptămână undeva la vreo 500.000 reach și deodată pur și simplu algoritmul s-a schimbat și nu ai mai făcut reach. Încearcă să pui acum, vedeți pagini care au 2 milioane de like-uri, 3 milioane de like-uri pe Facebook și au 30 de like-uri la postare. Și cum îți explici chestia asta? Pur și simplu algoritmul s-a schimbat. Și dacă tu te bazai doar pe asta, gata, business-ul s-a terminat, a scăzut cu 80-90%. Adică dacă tu începi să scalezi pe măsura unei rețele sociale, să spui, bun, am aici, merge treaba foarte bine, începi să angajezi oameni, începi să-mi iau un spațiu în chirie și deodată vine o anunțare de algoritm și ai scădere în vânzări cu 70%. Ce faci în situația aceea? Este o situație destul de dificilă. Tocmai de asta trebuie să te bazezi, și am învățat destul de devreme că trebuie să te bazezi pe aceste rețele sociale să reprezinte practic un flux de lead-uri. Lead-uri însemnând potențial clienți. Deci asta este datoria acestor rețele sociale, să-ți aducă un brand awareness și un flux de potențial clienți. Adică dacă eu fac un video pe YouTube, de exemplu, despre fitness, ideea este că poate va ajunge acel video la un număr de oameni, acei oameni vor afla de existența mea și vor aprecia conținutul pe care îl fac. Zice, uite, l-am urmărit pe Angel, mi-a zis ceva cu nutriția și chiar m-a ajutat acea informație și acest lucru a realizat mai multe chestii. În primul rând, omul acela a aflat de mine. În al doilea rând, poate va fi interesat să cerceteze și mai mult pe acel canal. 3. Poate descoperă și site-ul, se uită în descriere, vede pe video că scrie site-ul, vede că am spus eu despre site și așa. Poate descoperă site-ul și poate începe să se ducă către produse și poate fi o persoană care nu mă cunoștea absolut deloc, adică era o audiență complet rece, acum a devenit o audiență călduță și începe să afle despre mine. Deci asta poate face o rețea socială, dar nu mă bazez pe YouTube ca pe singura mea chestie care să genereze vânzări, adică încercăm să adunăm toate aceste rețele sociale să le folosim ca și surse pentru potențial client și pentru awareness, dar de fiecare dată sunt doar atât. Acestea se învârt în jurul piesei tale centrale. Piesa ta centrală trebuie să fie ori o bază de date de oameni, cum ar fi un email list pe care să știi cum să-l folosești, ori un site, și de fapt ambele ar trebui, și un site care să conține eventual poate și partea de blog sau o parte în care oamenii să facă ceva, nu doar să vină efectiv să finalizeze vânzarea. Dar depinde aici de situație, pentru că unele business-uri nu prea au ce face în plus. Adică dacă ești
frizerie, de exemplu, poate nu te apuci acum să scrii articole de hair stylist și așa mai departe, pentru că cei care vor să se tundă la o frizerie obișnuită nu sunt interesați să cerceteze procesul de a tunde părul și așa mai departe. Vor doar să se tundă și ai nevoie doar de o pagină de prezentare. Dar unele business-uri suportă această parte de blog, această parte de interacțiune, această parte de, să zicem, educare și mai mult a potențialilor clienți. Și asta este o lecție pe care trebuie să o înveți. Dacă plănuiți să faceți un business și vă gândiți, am să pun pe Instagram și să spun, dați-mi în DM mesaje, dați-mi sau scrieți-mi pe Instagram sau nu știu ce. Să știți că business-ul vostru nu va avea prea multe șanse de succes pe termen lung din start. Pentru că orice platformă socială are un început și un final. Toate că poate acum merge foarte bine acea platformă, eu am trecut prin foarte bine pe trei platforme. Adică știu foarte bine ce înseamnă să fii sus, știu foarte bine ce înseamnă să nu mai fii acel rich și tu să fii la fel. Adică conținutul tău poate fi la fel, să spui, băi, deodată nu mai prinde, deodată ceva se întâmplă și asta nu este un lucru greșit, nu este neapărat vina ta, este pur și simplu o schimbare în algoritm pe care trebuie să o accepți. Tocmai de asta trebuie să știi de existența acestei probleme și să începi să faci lucruri încât să nu te bazezi prea mult pe ceva. Asta este lecția pe care trebuie să o extragem din această poveste. Nu te baza prea mult pe o rețea socială. Încearcă să le privești ca și metode de awareness, ca și metode de a-ți aduce clienți potențiali. Dar doar atât sunt. Nu sunt coloana vertebrală a business-ului, nu reprezintă baza business-ului tău nici într-un caz. Sunt doar un element care să-ți îmbunătățească partea de marketing a business-ului. Și atâta tot. Sper că v-a plăcut acest video, sper că ați avut ceva de învățat. Dacă v-a plăcut acest video, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal, dați click și pe clopoțel. Programul nostru este în felul următor. În weekend, sâmbătă, duminică sau sâmbătă și duminică sau duminică, depinde de cum avem timp, videouri de educație financiară, educație antreprenorială, chestii din experiența mea în acest domeniu. Luni postăm news, dar nu îl postăm dimineață pentru că nu putem și îl postăm undeva în timpul zilei. Și apoi de marți până vineri postăm în fiecare zi un news de la ora 7 dimineața. Și cam acesta este programul. Dacă vă place acest canal, după cum a zis, vă abonați, pentru că așa este frumos, nu? Eu am vorbit aici atât și tu să nu te abonezi. Nu mi se pare corect treaba asta. Și noi ne vedem la video următor. Pa!